În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și slava în vecii vecilor. Amin. Prin rănile Domnului nostru Iisus Hristos sunt vindecat. Amin. El mi-a luat toată boala, El mi-a purtat toată durerea. Cred că este voia Domnului Iisus Hristos ca eu să fiu vindecat. Amin. Iartă-mă, Doamne Iisuse, iartă-mă pentru tot lucrul rău făcut de mine împotriva poruncilor Tale. Îți sunt recunoscător pentru tot ce mi-ai dat și îți mulțumesc pentru toate. Fă-mă vrednic să cer vindecare în numele Tău și dă-mi putere și simțiri să rostesc aceste cuvinte din tot sufletul și din toată inima mea. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, rup și dezleg orice blestem de neputință, de boală și de moarte din trupul meu. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, rup și dezleg orice duh de vrăjitorie și de distrugere de peste trupul meu venit prin străbunicii, bunicii, părinții mei sau prin orice altă persoană din familia mea. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, poruncesc fiecărei boli din trupul meu să plece. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, poruncesc diabetului, problemelor de tensiune, cancerului, ieșiți afară din trupul meu, în numele lui Iisus Hristos. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, poruncesc tuturor bolilor de inimă, de rinichi, de spate, de ficat, de plămâni și bolilor autoimune știute sau neștiute, ieșiți afară din trupul meu, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, poruncesc bolilor de sânge, de oase, ieșiți afară din trupul meu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Oricărei boli ascunse din trupul meu, îi poruncesc să iasă afară, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Poruncesc tuturor durerilor să plece din trupul meu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Poruncesc tuturor infecțiilor, bolilor de piele, bolilor respiratorii și bolilor de articulații să plece din trupul meu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Poruncesc tuturor tumorilor și bolilor netratabile, prin focul lui Dumnezeu să fie arse, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Poruncesc tuturor bolilor psihice, de nervi, ale aparatului digestiv, să plece din corpul meu, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Poruncesc fiecărei forme de dependență, viciilor, plăcerilor deșarte, să ieșiți afară din trupul meu, în numele Mântuitorului nostru, și să nu vă mai întoarceți la mine. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, chem vindecare peste trupul meu. Amin. Cred că Dumnezeu poate face vindecare în viața mea și în familia mea, de fiecare dată când mă rog, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Prin rănile Domnului nostru Iisus Hristos sunt vindecat. Amin. El mi-a luat toată boala, El mi-a purtat toată durerea. Cred că este voia Domnului nostru Iisus Hristos ca eu să fiu vindecat. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că m-ai vindecat
și că m-ai eliberat de toate durerile, în numele Tău cel Sfânt și prin puterea Duhului de viață dătător și prin voia Tatălui Ceresc. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai oferit sănătate și vindecare deplină, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedesfărțită, să fie binecuvântată, proslăvită și adorată în vecii vecilor. Amin.